Out of the box. Controverse în dialog cu Cătălin Striblea și Laurent Balint. Salutare tuturor, bine ați revenit la Out of the Box. Eu sunt Cătălin Striblea, invitatul meu permanent este Laurent Balint, specialist în marketing, om care ne pune la încercare ideile și le verifică pe ale noastre, pe ale voastre și dă uneori soluții out of the box. Salutare boții. Salut Cătălin. Astăzi o să pui la încercare ideile mele cu datele pe care le-ai cules, am chemat și am zis să vorbim special despre cash sau card după ce am făcut o dezbatere la România în direct care a fost înflăcărată și învolburată. Foarte mulți dintre conaționarii noștri spun sau mi-au spus că e foarte important să ai cash și că numai cash-ul te ajută, ori eu n-am niciodată cash în buzunar sau aproape niciodată, viața mea învârtindu-se în jurul cardului și eu crezând la fel de bine că Cardul acesta, banii online, aduc transparență, duc la plata taxelor și așa mai departe. E, acum, unde sunt diferențele între mine și conaționalii noștri? Păi, Aici, de asta te-am chemat astăzi. Deloc surprinzătoare reacțiile din emisiune de la tine. Cred că dacă discutam înainte, ziceam, uitându-ne pe date, că doar 5% din populația României ți se aseamănă. Doar și, 5%? Da, declară că nu mai folosesc cash la plăți când cumpără din locuri fizice. Doar dacă sunt forțați, adică da. dacă n-au de ales. Dar mm -hmm. 5% din populație zice, eu nu mai folosesc cash, folosesc carte bancare, smartphone, da. 5%, doar 5%. Să spunem că toate datele pe care le prezentăm sunt de la Data Intelligence, care este o subdivizie a companiei Publicis pentru care lucrez. Mm -hmm. Sunt date culese prin studii de piață de la da. concetățenii noștri. Da. Și acești 5% se referă la populație peste 15 ani la nivel național. Ok. Deci, uh, ce mai ai acolo? Ce mai, mai zic că 40% folosesc carduri la plăți când cumpără din locuri fizice. Deci 40% declară că folosesc uh, carduri la uh, plăți. Ceea ce uh, este un procent destul de mic, uh, dacă mă întreb pe mine. 11% folosesc smartphone-ul. Deci sunt okay. chiar avansat și au pus toate informațiile pe... Da? telefon. Ce este interesant la folosirea smartphone-ului, de exemplu, este că avem 13% dintre femei și 9% dintre bărbați. Adică femeilor le vine mai ușor să aibă cardul în telefon. Și adoptă mai ușor, se pare, anumite lucruri care țin de inovație și tehnologie. Am o explicație. E mai ușor să-ți găsești telefonul în poșetă decât cardul. Azi, <laughs> fără niciun fel de răutate am spus asta, dar okay. realmente, da. Este, este una dintre explicații, dar dacă stăm să ne uităm strict la o, o altă dată despre folosirea internetului în România. Okay. Adică, trecem de cash și carduri, folosirea internetului... Dacă 80% dintre români declară că folosesc internetul, deci 20% încă nu folosesc internetul, okay. iar bărbați 78%, femei 83%. Deci se păstrează o diferență în favoarea femeilor și la folosirea internetului Ce și interesant. aici nu mai ține de faptul că își găsesc sau nu <laughs> cardul în uh, uh, geantă. Deci, de fapt, cine ar vrea să convingă publicul din România de existența unor metode noi și abordări noi și chiar materia chești sau care trebuie să vorbească mai întâi cu femeile? S-ar putea să fie una dintre soluții, da, și uitându-mă peste dată, mi-am de Neagu Giuvara, care povestea cum în secolul XIX, una dintre marile forțe modernizatoare în România au fost femeile, care au adoptat mult mai rapid obiceiurile occidentale, mult mai rapid Noile norme, bărbații fiind mai retigenți, mai conservatori, mai tradiționaliști, se pare că se păstrează. Deci, femeile sunt motorul de modernizare al României. Din alte puncte de vedere, da. Asta e o primă concluzie. Acum explicăm, te rog frumos, de ce majoritatea conaționalilor noștri. Nu folosesc cardul sau metode de plată online. Păi uh, trebuie să ne uităm la indicator, la o, răspunsul la o întrebare, prefer să țin bani în casă, nu am încredere în bănci. Deci prefer să țin bani în casă, nu am încredere în bănci, sunt 48%. Ok. 48% dintre uh, românii cu vârsta peste 15 ani preferă să țină cash în casă și S să nu fie la bănci. Asta e o pondere foarte mare. Este o pondere foarte mare și ceea ce este surprinzător, uitându-mă un pic în detaliu, este chiar și tinerii sub 25 de ani, este același procent, 47%, practic același nivel. Ducă sunt Chiar și acasă. cei cu studii superioare, și urban și rural. Sunt în aceeași uh, procent, în jur de 48%. Deci lipsa de încredere în bănci. Lipsa de încredere în bănci. Uh, practic, uh, încrederea este foarte, foarte, foarte importantă uh, la români. Pentru că, uite, dacă ne uităm la cei care cumpără online. Din ce în ce mai mulți români, mai ales după uh -huh. pandemie, au cumpărat uh, online. Dar 74% declară că uh, preferă să plătească la ridicarea produsului. Da, cunosc foarte multă lume și nu înțeleg asta deloc. Pentru că pur și simplu îți complică viața. Îți complică viața și eu mai am un mix de plăți, când nu știu exact de unde cumpăr și ce cumpăr și este prima oară, poate când cumpăr de pe o platformă sau ceva, prefer să plătesc la ridicarea Când vine produsului. Da, da. Aici Dar este personal. Mi-ai spus la da. un moment dat, Loran Balint, că de fapt una dintre marile probleme ale plății cu cardul este aceea că nu simți când pleacă banii din buzunar. Da. Explică-mi asta. Ce, de ce e atât de important? Păi este simplu. În momentul în care eu cumpăr ceva de la tine și te dau 200 de lei, de la mine, din buzunar, pleacă în buzunarul tău 200 de lei. Și văd cum pleacă. Adică e o mică suferință mm -hmm. pe care mă resimt, da, da, da. banii mei pleacă da, în buzunarul tău. Dacă pur și simplu ne atingem telefonul unul de altul și a plecat 200 de lei, nu văd nimic. Adică s-a întâmplat. S-au dus banii, n-am simțit nimic. Când Deschid portofelul, văd cam 200 de lei mai puțin în portofel. Deci toate, datele, toate cercetările ne arată că în momentul în care plătești cu cash, ești un pic mai responsabil, ești un pic mai atent. Serios, pentru da? Pentru că simți că te desparți de ceva ce este al tău. În momentul în care plătești cu cardul, da, uite, nu niciodată sau... la chestiunea asta. Dar pot fi inventate instrumente care să compenseze asta, nu? Sau inventat și se inventează, aici ține de disciplina fiecăruia, în momentul în care îți propui să ai o disciplină financiară mai mare, să ai atenție un pic la modul în care gestionezi banii, profitând și de faptul că pe smartphone sunt aplicații care te ajută și care îți pot semnaliza în diferite moduri faptul că te despași de niște bani. E, bine... e important să simți, e important să simți că te desparți de niște da? bani. Este, De ce? Păi atâta atât timp că nu ai buget nelimitat și n-ai toate resursele, că atunci nu contează dacă ai cheltuit ceva sau nu, e bine să conștientizezi că, băi, am cheltuit niște bani. Am... Dar, Boții, e bine sau e rău că mare parte din populația României plătește doar cu cash-ul? Păi, de multe ori când vrei să răspund la o de întrebare, cauți niște referințe și atunci m-am uitat un pic la ce se întâmplă la nivel european. Și nu suntem foarte departe de media europeană, unde Banca Centrală Europeană zice că 60% din plățile la nivelul Europei se fac în cash. 60%? 60%. Asta. Deci suntem undeva în media europeană liniștit tot. Germania, fiind o țară unde se fac multe plăți cash, ceea ce m-a surprins... Iar țările nordice fiind țările care preferă uh, să evite cheșul și uh, se merge masiv pe plăți uh, cu cardul uh, și cu alte forme. Aceleași de... țări nordice care au transparența. Aici, da. De sânge, nu? De când am fost prima oară în Olanda, în Suedia sau ceva, eram șocat că mă uitam pe geam în casele oamenilor care nu aveau draperii, n aveau te puteai uita în casa lor. Uh, și cred că asta este una dintre explicații, pentru că uh, una dintre problemele când îți muți banii în bancă și tot devine transparent pentru autorități, devine transparent pentru bancă, simți că sunt familia vede, poate soțul, soția vede ce tranzacții faci, când faci, unde faci. Asta este neplăcut pentru un mare segment din populație. Ok, și atunci, uite că emisiunea la România în direct s-a dus în direcția asta. E bine ca societatea și guvernul guvernul a hotărât acum să aibă plățile astea pă, limitate, chiar, uh -huh. da? La 1000-2000 de lei pentru firme, la 5000 de lei pentru populație. Nu că ar face foarte multă lume plăți de 5000 de lei zilnic, dar... a, -a pus aici, -o discuția limita. este să reducă limita care deja există, dacă înțelegi. Ea va fi redusă, după încă un an, va fi redusă la 2500 de lei. Uh -huh. Dar întrebarea mea este următoarea. E bine că să împinge în direcția asta? Motivele sunt clare. Evaziunea fiscală este mult mai greu de făcut în momentul în care ai plăți online. Dispare piața gri spre negru și negru, adică se reduc masiv lucrurile astea pentru că sunt tranzacții transparente, se văd se văd în sistem, deci este clar de ce ar vrea statul lucrul acesta. Dar atenție, nu știu dacă populația este pregătită pentru din, acești pași. Din ce mi-ai spus, nu e. De asta și întreb dacă și e... Din, bine. Da, uh, și mai este, sunt de diferite unul Trebuie să avem penetrare în toată țara cu serviciile bancare, cu uh, accesul la uh, tehnologie. Avem, avem Tot discutăm în emisiunea noastră despre analfabetism funcțional. Cum reușești să-i faci pe niște oameni care nu sunt capabili să citească un fragment de text și să-l înțeleagă, să înțeleagă complexitatea uh, care vine la pachet cu o astfel de lume. Uh, nu poți să... Faci pur și simplu schimbarea asta de pe o zi pe alta. Ok, ea nu se face de pe zi pe alta, se face de pe o lună pe alta. Cam, cam, cam da, la nivelul unei societăți, pare de pe zi. De pe Noi zi discutam pe alta. zilele trecute despre faptul că societatea românească cu minusurile funcționează, dar are nevoie de reforme pentru a implementa astfel de schimbări. Adică nu poți să schimbi doar o anumită parte. Sunt foarte multe tranzacții în cash. Sunt foarte multe înțelegeri între oameni care fac cumva societatea să se uh, miște. Și aici e, de fapt, secretul. Pânza asta de cash, ea, de fapt, face o economie funcțională, chiar dacă este gri da, sau neagră, da, da. dar cu care lumea se descurcă. De fapt, ăsta e marele lucru de trecut. Uh -huh. Loran Balint, punem punct azi aici. Săptămâna viitoare avem un studiu cu o știre îngrozitoare. E un studiu pe care l-ai făcut tu la cererea ta. Nu, nu, nu l-am făcut eu la cererea mea, ci am avut acces la el. Ok. De... Uh, și o să, ne uităm, uh, o să ne uităm la datele privind abuzul în sport. Vă aștept atunci. Sport la treabă! Out of the Box. Controverse în dialog. Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint.